piardă identitatea, să-și piardă sigla, denumirea. Doamna Anastase, cum mai puteți fuziona în aceste condiții? Este o primă reacție din teritoriu. Ce e acolo la Fracova? Și probabil că vor mai fi. Sunt o serie de oameni, pe fiecare dintre ei cunosc de mult timp, mulți dintre... Noastră sunteți parlamentar de Prahova. Și eu sunt parlamentar de Prahova, că mulți dintre ei cunosc de mult timp și sunt vechi liberali pe care îi respect, cu care am lucrat împreună, ba chiar am și făcut campanie împreună în Alianța, dar cred că până la urmă toate aceste emoții, temeri, sunt firești, sunt normale. Ele se rezolvă prin dialog și, așa cum spunea și domnul Buran, acest dialog trebuie să aibă loc în fiecare partid, lucrurile să fie puse pe masă. Înțeleg că oricum Partidul Național Liberal a avut o delegație permanentă și noi am avut un birou permanent național, iar luni vom avea un colegiu director. Important e că s-au stabilit pilonii. Vreau să vă spun ceva, nu s-a stabilit nicio denumire de partid. Nu s-a discutat despre acest lucru. S-au stabilit niște comisii care ele vor căpăta membrii pe parcursul zilelor următoare în întâlnirile care vor avea loc luni. Important e să pornim cu ideea că vrem să construim un proiect pentru România. Acum vrea fuziune. Doamna Anastase, a existat o ofertă concretă către cei de la PMP să fuzioneze cu acest nou partid de dreapta care se va forma. Noi ne-am gândit o declarație a domnului Blaga, spunea să colaborăm, dar cu doamna Udrea avem o problemă că n-a lăsat loc de bună ziua. Nici eu nu am cunoștință despre vreo discuție avută între liderii celor două partide. În același timp reiterez faptul că îmi doresc și Partidul Democrat Liberal își dorește un proiect pentru o dreaptă unită. Noi am început acest proiect împreună cu Partidul Național Liberal discutând de formarea unui partid de dreapta puternic, un partid care să constituie o alternativă pe scena politică. În același timp ne dorim ca toți cei care gândesc de dreapta să intre în acest proiect. Nu am discutat detalii cu absolut nimeni. E mai mult de atât, nu am... Cum vedeți decizia celor de la PMP? Sub nicio formă nu ar vrea o fuziune. Vor și domnilor lor să-și păstreze identitatea noului partid PMP, cel mult o colaborare. Da, e ușor surprinzătoare pentru că mi-aduc aminte de declarațiile dinainte, din timpul campaniei electorale, când PMP spunea că susține un partid de dreapta, un singur partid de dreapta, un proiect de dreapta ca ofertă pentru români în alegerile prezidențiale și un partid de dreapta pe termen lung. Prin urmare, nu știu să vă spun ce a intervenit și a determinat această schimbare, dar sigur e opțiune. Dar răspunsul PDL către PMP cum sună? Din punctul nostru de vedere. Nu e vorba de răspunsuri, e vorba pur și simplu de dialog. Eu cred că este un moment de dialog. Sigur, colegii de la PSD își doresc din tot sufletul ca să nu se realizeze o dreaptă unită, pentru că numai așa candidatul Victor Ponta poate ajunge președintele României. Eu cred că e nevoie de un proiect de dreapta pentru români, un proiect care să creeze locuri de muncă, care să dea șanse oamenilor și cu siguranță să dea un președinte României altul decât Victor Ponta. Candidatul Victor Ponta va ajunge președintele României cu voturile românilor? Ferească fără Dumnezeu!